durează o oră. Numai el. Atât, da. Noi eram trei, ăștia trei erau în mașină, eu la volan. Și noi n-avem nimic. Dar mașina este. V-a speriat tare, nu? Nu, chiar m-am speriat mai mult. Datorită faptului că a murit, ai niște remușcări. Ați mai avut accidente până acum, de când aveți permisul? Acum vă 4 ani, exact aceeași problemă, tot cu mașina asta. Undeva pe Valea Bistriții. A intrat ceva cu un Volkswagen. Dar reparația mașinii 7 luni de zi. Eu nevinovat, atunci aveam cască la mașină. Acum n-am, nu știu cum o să rezolv. Cum vă numiți? Albert Ion. Era tânășul pe urmă. Sunt oameni care... 4-5 de ani. Soldat cu decesul unui om. A depășit cel cu... Asta, dar a depășit, uitați că este un camion acolo, cum relat. Era în depășirea. Și a intrat în dumneavoastră. N-a reușit. Eu am încercat să-i fac loc, după cum se vede mașina. El prima dată l-au agățat pe ăla, pe prelatul. Agățându-l, l-a împins mai tare în mine. Dacă era un pic mai atent, de ce? Pentru că am două mașini. Dar viteză, numai 120. Rămas acolo 120. L-ați văzut din timp cum a încercat? Nu, cam repede din spatele lui. Știți cum se merge în coloană, la fel cu prelatul? Am văzut. Deci am încercat să evit cât am putut. Ce părere aveți? Da, poliția au găsit o sumă mare. Știți că acum 3 zile a fost un accident, tot așa mortal în această situație? Am auzit discuții pe aici. Eu n-am văzut, nu știu. Acum am auzit că a fost cu un taxi cu ceva. Nu, este făcut praf, la fel ca rândul trecut, acum 4 ani, vă amintiți. Tot așa. Nu, o să o trag până într-o depozit aici, unde mai lucrează feciorul. Da. Da. Tot, n-am plecat. Lăsați, pot să rezolvăm noi. Deocamdată, cu nimic. Doar când o să fie vorba de reparații cu un avocat bun. Că sigur o să am mari probleme cu reparația mașinii. Eu casco nu mai am decât asigurare obligatorie. Știu. Da, poliția este aici, cred că 10 agenți de poliție. Și presa și... Nu, nimic. Bine. Da. Mulțumesc, să rămână. Marca Fiat Doblo, în timp ce s-a angajat în depășirea neregulamentară a unui alt autovehicul, a intrat în coliziune frontală cu un autovehicul ce circula din sens opus, în urma accidentului rezultând decesul acestuia. Din primele constatări, autoutilitarea Fiat Doblo avea încrezări? Asta se va stabili pe baza unei expertize în cursul procesului penal. Mulțumesc foarte mult! Nu sunt doamne, fii de ea. Mergeai? Mergeai la toți? Da.
Nu, Zandrescu, am înțeles că este cel de-al doilea accident care s-a întâmplat în interval scurt, cam în aceeași zonă. Da, din păcate este al doilea accident pe acest tronson de drum DN28 între municipiul Iași și localitatea Tomești. Este o zonă bine sistematizată din punct de vedere rutier, numai că trebuie să spun și să tragem un semnal de alarmă că nerespectarea regulilor privind depășirea cât și viteza, de fapt cele două de regulă sunt asociate, duce la astfel de accidente grave cu pierderea de vieți omenești. Noi vom institui și vom permanentiza patrule de poliție rutieră pentru a combate depășirile neregulamentare, cât și depășirea regimului legal de viteză. Însă, de asemenea, transmitem un mesaj către toți conducătorii auto, indiferent de vechime, și o să vă spun de ce, că se impune să respectăm regulile de circulație pentru a nu fi implicați în astfel de accidente rutiere. Precizez faptul că trei dintre autorii ultimelor accidente rutiere mortale au vârsta cuprinsă între 53 și 59 de ani, sunt conducători auto experimentați, dar iată că nu dau dovadă de acea experiență. Se impune să accentuăm conduita preventivă, să anticipăm o stare de pericol și să nu ne angajăm în manevre care să pună în pericol traficul rutier și care să conducă la accidente deosebit de grave cu consecințe, așa cum l-am văzut și asta de astăzi. Deci, curaj telefonul, de față cu poliția, da?